Înțeleg că sunt tot mai multe cupluri infertile, atât la noi în țară, cât și în alte țări. Ce înseamnă, de fapt, infertilitatea? Când este un cuplu considerat infertil? Infertilitatea este recunoscută ca o problemă de sănătate publică de Organizația Mondială a Sănătății și ea implică cam 10-15% din cuplurile tinere de vârstă reproductivă. Se consideră infertilitate când, în cazul unui cuplu, într-un an de zile n-au reușit să obțină o sarcină sau, în cazul cuplurilor aflate peste 37 de ani sau cu anumite probleme de sănătate de tip endometrioză sau alte operații în antecedente, după 6 luni de încercări nu au reușit să obțină o sarcină. Pare un timp destul de scurt, totuși, un an sau 6 luni. Este un timp scurt. Timpul este unul din principalii factori care contează în așa ceva. Cu cât durata infertilității crește, cu cât vârsta la care cuplul se hotărăște să abordeze un medic de medicină reproductivă e mai înaintată, cu atât șansele de a obține o sarcină e mai mică. Ce factori duc la infertilitate? Din ce motive există această problemă medicală? Principalele cauze de infertilitate sunt factorul masculin, care reprezintă cam 35%, disfuncție ovulatorie, care reprezintă în medie cam 10-15%, permeabilitatea trompelor, factorul tubar este și el implicat în 30% din cazuri. Există și alt tip de factori de tip imunologic, endometrioză și de diversi factori ce țin de coagulare care pot afecta implantarea. Fertilizarea in vitro este o alternativă la infertilitate, din câte înțeleg. Fertilizarea in vitro este ultima soluție în tratamentul unui cuplu infertil care a parcurs alte etape premergătoare sau căruia, datorită problemei pe care o prezintă, îi se indică din start acest tratament. Este o metodă cu șanse destul de bune de succes, în medie situată între 30 și 35%, ea depinzând, șansele de succes depinzând foarte mult de vârsta cuplului respectiv. Există o vârstă optimă la care această procedură ar trebui efectuată? Cuplurile până în 35 de ani au șanse mai mari decât celelalte de a obține o sarcină, peste 35%, probabil undeva între 35 și 40%. Cu cât vârsta femeii, în primul rând, este mai scăzută, cu atât șansele de a obține o sarcină sunt mai mari. Ce înseamnă, de fapt, fertilizarea in vitro? Ce proceduri presupune soluție? Fertilizarea in vitro, în principal, se referă la un tratament de stimulare ovariană care este controlat ecografic și hormonal de un specialist de medicină reproductivă. La un moment hotărât de acesta se produce prelevarea ovocitelor prin puncție transvaginală, care sunt puse în contact cu sperma soțului în laboratorul de embriologie. Se obține embrionii care ulterior se transferă în uterul femeii, obținându-se în multe situații sarci. Presupun că există și anumiți factori care pot pune în pericol succesul acestei proceduri. Sigur că da, sunt mulți factori de prognostic negativ. Unul, deja l-am mai anunțat, vârsta. Parametrii spermei, de asemenea, sunt un factor de prognostic negativ. Rezerva ovariană, indicele de masă corporală. Există o serie de parametri care influențează rezultatele și prognosticul este individualizat pentru fiecare cuplu în parte. Cum se urmărește o astfel de sarcină prin fertilizare in vitro? O sarcină prin fertilizare in vitro, din momentul în care ea s-a obținut, se comportă exact ca o sarcină normală. Particularitatea departamentului nostru o constă în existența unui serviciu complex care implică atât medici specialiști în medicină reproductivă, cât și în medicină materno-fetală, cât și în genetică, și astfel putem să abordăm complementar aceste situații, de la obținerea sarcinii, apoi urmărirea ei, urmând etapele clasice, cea de screening de prim trimestru, care se realizează la 11-13 săptămâni de sarcină. Noi recent am implementat un soft nou, software-ul Astraea, care împreună
cu criteriile Fetal Medicine Foundation de la Londra asigură o abordare complexă a riscului de anomalii cromozomiale. Ulterior, la 23 de săptămâni, există evaluarea malformațiilor congenitale prin ecografii specializate și iar în trimestrul 3 de sarcină se urmărește întârzierea de creștere intrauterină, eventuale riscuri de naștere prematură sau alte probleme care poate să apară în urmărirea unei sarcini cu risc crescut. Înțeleg că fătul se dezvoltă la fel ca și într-o sarcină clasică. Fătul se dezvoltă la fel ca și într-o sarcină clasică. Există unele studii care arată o creștere ușoară cu circa 1% a incidenței malformațiilor congenitale în cazul procedurilor de fertilizare in vitro care au implicat și o injecție intracitoplasmatică spermatică. De aceea este necesară abordarea multidisciplinară și, practic, noi considerăm că treaba noastră se încheie atunci când cuplul respectiv ia un copil sănătos acasă.